Pregătirile pentru alegerile de duminică au intrat în linie dreaptă. Buletinele de vot pentru cele 440 de secții de votare din județ au fost aduse de la Galați în sediul instituției prefectului, unde sunt ținute sub pază militarizată alături de celelalte materiale necesare pentru desfășurarea turului de scrutin. Buletinele de vot și ștampilele pentru cele 80 de secții de votare din municipiu au fost depozitate la sediul primăriei. Avem un număr de 1.778.000 de buletine de vot. Avem un număr de ștampile de control pentru biroul electoral județean și birourile electorale centrale, un număr de 88. Ștampile de control pentru secțiile de votare egal cu numărul secțiilor de votare, adică 422. De asemenea, sunt ștampilele cu mențiunea votat, câte 5 pentru fiecare secție de votare, un număr total de 2110 ștampile. În următoarele două zile, buletinele vor fi ridicate de la prefectură de primari și reprezentanții ai birourilor electorale. În prezent se lucrează la trierea acestora pe fiecare secție în parte. Toate aceste materiale, împreună cu timbrele autocolante, număr de 357.657, vor fi distribuite către circumscripții în data de 7, respectiv data de 8, funcție de programarea făcută. În momentul de față se lucrează la buletinele de vot, se triază, se împachetează pentru fiecare secție de vot în parte. Alegerile locale de anul acesta aduc și o noutate în procedura de vot. Candidații vor fi aleși dintr-un singur tur de scrutin. Persoanele care se vor prezenta la urne vor primi câte 4 buletine de vot, unul pentru alegerea primarului, unul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și alte 2 pentru alegerea consilierilor locali și județeni.